Primele concluzii după desfășurarea festivalului de reconstituire istorică Porolis, un fest, au fost exprimate astăzi de către reprezentanții instituției organizatoare Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău. Ei cataloguează ediția din acest an ca fiind cea mai bine structurată, la care au luat parte peste 1000 de persoane. Porolis un fest, ediția a patra, organizată de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, ca instituție specializată în implementarea unor astfel de proiecte, a fost un eveniment de reconstituire istorică căruia, din punct de vedere al organizării, i s-au atins obiectivele propuse, fiind, potrivit managerului instituției, cea mai bine structurată ediție de până acum. Din punct de vedere instituțional, vă pot spune cu cea mai mare sinceritate și cu simțul cel mai mare de obiectivitate, a fost cel mai structurat dintre evenimentele pe care le-am organizat în ultimii ani, evenimentele de genul acesta. Cel mai bine structurat, cel care a avut structura cea mai compactă, în sensul în care a ținut spectatorii continuu un eveniment. În cele două zile pe parcursul cărora s-a derulat evenimentul, au participat peste 1000 de persoane, atât de la nivel județean, cât și regional și național. În urma celor 11 trupe de reconstituire istorică ce au rescris istoria la complexul arheologic Porolisum de la Moigrad, au fost lăsate în urmă fortificații din taberele trupelor. În fiecare an noi încercăm să ducem ceva nou. De data asta am vrut să realizăm o butaforie durabilă care să rămână și ca loc de chiar de joacă pentru copii în perspectivă. De tocmai de aceea una din fortificații nu o vom demonta în prima fază. Ea va putea face obiectul eventual a unei mutări într-o altă locație, dar deocamdată în această fază eu zic să profităm de reușita, sau în fine, de construcția respectivă, ridicarea acestei butaforii și să ne putem folosi de ea și la ediția viitoare de anul care urmează. Potrivit reprezentanților muzeului, au fost aplicate publicului chestionare, iar în edițiile viitoare se va ține, la fel ca până acum, cont de părerile spectatorilor. Urmează ca toate aceste date să fie centralizate și interpretate.